pe cruce s-au îndepărtat și au fugit înfricoșați, iată că înțelegând că învierea este ultimul cuvânt și este planul din viața lui Dumnezeu, femeile au primit cuvântul Îngerului, bucurați-vă. Și acest bucurați-vă ne este și nouă pus înainte astăzi, pentru ca într-adevăr să putem purta această bucurie care înseamnă nădejde într-o lume care ne zdrobește încetul cu încetul prin seducție, prin înșelăciunea ei. Iată, am auzit că în fața evidenței că Hristos a înviat, ahierei cei care au lucrat cele ale întunericului încă se împotrivesc, încă rămân blocați în întunericul inimii lor, mituind pe cei ce au adus această veste pe străjeri, mituind pe cei ce ar fi putut să pedepsească pe străjeri. Și înțelegeți în aceasta că întunericul acestei lumi, chiar în fața evidenței, luptă să stingă lumina. Iată să purtăm și în chip văzut lumânarea în această zi, dar să vedem ca de se poate nici lumânarea, dar mai ales lumânarea inimii noastre să nu se stingă. Să nu se stingă nădejdea, să nu se stingă bucuria. Nici o întristare, nici o supărare, nici o grijă în această zi să nu umbrească bucuria din inima noastră, iar Sfântul Ion Gură de Aur, cel ce a gustat această bucurie, ca unul din cei plini de har, unul din ocrotitorii Sfintei noastre biserici, ne învață în această zi că nici măcar întristarea pentru păcat să nu copleșească nădejdea noastră în înviere, așa cum tâlharul pe cruce a nădăjduit că Dumnezeu cel ce a înviat din morți are putere să învieze și sufletul lui, cel în ultima clipă binecestitor de Dumnezeu, și putem spune în această zi și sufletele noastre pe care să ne ajute Domnul să le afle în ceasul sfârșitului în lumină și în dreaptă nădejde. Ziua de astăzi o punem la inima noastră ca strigă de nădejde și de bucurie, dar și de înțelegere ca în această lume să ne purtăm ca drept slăvitori, făcând distinție între faptele luminii și ale întunericului, între adevăr și minciună și alegând cu dreaptă înțelegere adevărul și lumina în sufletele noastre. Și atunci bucuria noastră nu va fi doar bucuria de a fi împreună în această sărbătoare, de a împărtăși această lumină a zilei de astăzi, ci lumine pe care să o purtăm până la Paștile ce vine și până la Paștile care înseamnă și trecerea noastră din această viață în viața cea adevărată. Iată, astăzi ne-am adunat împreună la Sfânta Biserică, pe cât vă țin puterile să vă învrenicească Domnul până la sfârșit să stați, când v-a spovedit și a primit binecuvântare să vă împărtășiți din trupul și sângele Domnului, astfel încât ziua de astăzi să nu fie doar o ceremonie la care ne-am adunat să luăm Sfânta Lumină, poate ca să ne meargă bine în casă, poate pentru că așa se obișnuiește, ci împreună cu Domnul să ne umplem de har și să înțelegem că înainte de oboseala trupului, mai înainte de gândul de a ne bucura în fața mesei de praznic, mai înainte de orice altă grijă în această zi ca într-un început, bucuria înseamnă de a ne ruga împreună, de a striga cu nădejde, cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Și să credem și să credeți, iubiți credincioși, că această rugăciune nu este un protocol pe care îl repetăm de veacuri același. Nu este o vorbă pe care o spunem la nesfârșit necrezând în ea, ci ea are putere cu adevărat să schimbe sufletele noastre și să le ducă mai departe de toată forfota și amăgirea acestei luni, de toate ispitele pe care le avem de dus. Să credem și să credem că rugăciunea noastră este singura care mai poate schimba ceva adevărat în lume. Nici o altă așteptare de la vreo organizație mai bună, de la vreo conducere venită peste noapte mai dreaptă și mai onestă, nu poate schimba adânc viața noastră.
spre cinste, spre adevăr și lumină, decât rugăciunea pe care o facem în taină, dar împreună și fiecare în casele lor, să avem încredere în această rugăciune. Și atunci când este însoțită de toate faptele dreptății, ea are putere de a schimba lumea, în viața noastră și chiar după viața noastră. Ziua de astăzi ne vie îndemn la rugăciune cu nădejde, la rugăciune cu bucurie, la rugăciune pentru toți cei apropiați nouă și pentru tot omul. Iată, acesta este scurtul meu cuvânt pentru această noapte de înviere. Pe de o parte să ne bucurăm, pe de altă parte să ne rugăm ca Domnul să păzească nestinsă lumina bucuriei noastre. În continuare dau citire cuvântului în al preasfințitului părinte Teofan.